Credeți că ar trebui introdusă obligativitatea vaccinării pe anumite segmente? Eu am fost, cred că, primul care mi-am asumat acum vreo 2-3 săptămâni de acest lucru ca și moment de cotitură în această pandemie și am repetat că este un moment de al asumării unor decizii într-un context în care facem o analiză corectă și a luării unor decizii. Suntem în contextul în care anumite sectoare de importanță vitală, care au un contact frecvent cu populația, să beneficieze de un grad de imunizare. Da? Cei care au trecut prin boala și au acea, adică cei care nu au trecut prin boala să se vaccineze. A venit atunci discuția dacă putem găsa alternativă. Este acea alternativă. O vaccinare pe banii statului, vaccinul este gratuit, sau testarea săptămânală pe care să o facă fiecare din cei care se prezintă la locul de muncă și nu suntem singuri. Țările europene au ales această variantă. Iar în același timp, discuțiile pe care le-am avut în teritoriu au adus inclusiv soluții. Angajatorul își testează angajatul, putând deduce pe cheltuială acel test. Deci, mă repet, se găsesc soluții pentru a putea să ne asigurăm că și publicul și privatul își pot proteja și angajații, și afacerile, dar și pe cei din jurul nostru. Iar în contextul spitalului, nimeni nu cred că vrea să vină în spital cu o patologie și să plece cu alta sau, în cel mai nefericit caz, să avem deces din cauza unui COVID pe care l-a găsit într-o unitate spitalicească.